om dacă e cinstit, recunoaște că speră să aibă succes. E o ipocrizie să spui, doamne, nu mă interesează, eu îmi văd de treaba mea. Nu, toată lumea vrea succes. Hai, definește succesul. Zici că banii, curvele, drogurile, vestul, vestul sălbatic e aici, unde toți te trag în jos când doar vrei să te ridici. Zici că banii au venit și banii au plecat, dar tu știi în mintea ta că nu-s atât de important. Dacă vrei să ajungi, trebuie să fugi, trebuie să te vezi, nu să vrei să te ascunzi. Și n-are nimeni rețeta, tot te minți, spun că wow și îți vând doar eticheta. Fii atent la scrisul ăla mic, în josul paginii unde nu înțelegi nimic. Dacă de lungă durată, termenul de plată, dacă ți ia o parte sau poate o vrea pe toată. Peste tot la fel, dar tu ești plin de opțiuni, doar tu știi adevărul, dar îți spui numai minciuni. Există fericire și independent de succes, și există oameni de succes nefericiți. Una la mână. În al doilea rând, ca și fericirea, mai curând dacă apare ca efect colateral decât ca țintă obsesivă, alucinatoră. Totul s-a schimbat, te uiți în jurul tău și nu înțelegi când s-a întâmplat. Ziceai când ai plecat, eu rămân cu mine, dar pe drumul ăsta lung ai rămas cu nimeni. Drumul spre succes e unul prea complex, străzile smărunte și tu n-ai GPS. Stres, multă presiune, hotelul care nu de mult era doar o pensiune. Și parcă nu găsești cuvântul, contactul cu pământul, tot ce te-a făcut să fii prea mândru. Gândul cel mai sincer încet încet se stinge și ești prea aproape ca să vezi cine te învinge. Întotdeauna mai mult, mai mare, mai sus, mai bine oricât noi, niciodată de ajuns. Și totuși întrebarea mea a rămas fără răspuns. Care-i prețul? Yeah. Acum, nu vreau să încerc să relativizez ideea de succes, ideea de carieră, ideea de efort. Vreau doar să spun că cred că trebuie să te uiți foarte atent la ceea ce tu numești greșeli.